Bogdan Mocanu a dat-o uitării pe Andra Volos. Câștigătorul sezonului una puterea dragostei și i-a făcut iubită. Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți ai primului sezon Puterea Dragostei, dat fiind faptul că l-a și câștigat. Mocanu s-a iubit pentru o perioadă destul de lungă cu Andra Volos, însă cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate. După o relație cu certuri și împăcări, cei doi foști concurenți ai sezonului 2 Puterea Dragostei au spus că nu mai e nicio cale de împăcare. Zis și făcut. Căci Andra și Bogdan pare că și-au găsit deja jumătatea Bogdan Mocanu, o nouă relație. Bogdan Mocanu a surprins pe toată lumea. Seara trecută, atunci când a postat o fotografie în brațele unei domnișoare, fericit, scris fostul iubit al Andrei, în dreptul imaginii. Ba mai mult decât atât, Mocanu a șters fotografia imediat, semn că vrea să o țină pe domnișoara misterioasă departe de ochii lumii. Ulterior, Bogdan Mocanu a postat o altă poză, demnă de un îndrăgostit adevărat. Fostul concurent. Al emisiunii Fenomen de la Canal D a transmis și un mesaj odată cu fotografia publicată, un nou început, în timp ce ține în mână un trandafir roșu. Rămâne de văzut dacă Bogdan Mocanu va confirma sau nu noua relație și dacă se va afișa cu domnișoara misterioasă, în ale. Cărei brațe a fost surprins, seara trecută cu cine a petrecut Bogdan Mocanu noaptea dintre ani. Câștigătorul sezonului una puterea dragostei și i-a petrecut noaptea dintre ani alături de apropiați, într-un local. Mocanu s-a distrat pe cinste, iar la miezul nopții a ciocnit un pahar de șampanie, spunând și câteva cuvinte despre anul 2020, care nu a fost unul tocmai bun, din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autoritățile române.